Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom încheia sacoșa Emilia. Am cele două părți, le-am lucrat așa cum știți, cum v-am prezentat și dumneavoastră. Acum vom uni partea de jos, vom pune lucrarea cu spatele către noi, deci le vom întoarce în modul să fie față în față, deci în felul acesta. Și apoi vom începe să le unim cu croșetul, făcând piciorușe scurte, în cazul în care doriți să fie mai largă, dar nu cred că este nevoie să fie mai largă. Dacă vă amintiți, aici în fiecare colț am făcut cele trei arcade cu câte 5 piciorușe duble. Din corespondența ultimei arcade, noi vom începe să unim părțile. Acestea sunt foarte vizibile, dar pentru a fi sigure, noi vom pune o astfel de clămiță de separare, în felul acesta, și ne vom indica în acest mod locurile de unde vom intra cu croșetul și vom lucra. Acum eu voi face un ochi de lanț și îl voi lăsa un pic mai lung firul, pentru că îl voi prinde pe măsură ce voi lucra. Croșetul, același croșet cu numărul 2 și jumătate. Îmi voi fixa bine aici părțile unde voi intra. În felul acesta nu voi crea niciun fel de confuzie. Deci, voi intra imediat după ce termin în corespondența acelui arc unde am făcut piciorușul scurt. Deci, în corespondența piciorușului scurt, noi vom intra cu croșetul, vom extrage acest fir. Și vom începe încet, încet, cu piciorușe scurte, să unim cele două părți. Pe măsură ce vom lucra, acum eu voi întoarce lucrul în modul în care să-mi fie ușor. Pe măsură ce vom lucra, vom ascunde și acest capăt de fir, astfel vom da siguranță firului. Și noi vom lucra picioruș cu picioruș, deci un picioruș de o parte, unul de cealaltă. Vom face piciorușe scurte. În felul acesta vom închide geanta. Deci, pe întreg parcursul vom proceda în acest mod. Acum, noi vom lucra singure, pentru că nu este nimic greu, după care ne vom reîntâlni pentru a încheia lucrarea. Suntem aici pe ultima sută de metri. Vă rog să-mi scuzați vocea. Eu aceste zile am stat mai mult în apă, au venit ploile în sfârșit și aici s-a răcorit pământul, s-a răcorit atmosfera, însă, așa cum am spus, am stat mai mult în apă și de aceea un pic vocea mi este alterată. Deci am ajuns în punctul unde va trebui să închidem, pentru că deja am unit cele două părți. Sunt în corespondența piciorușului scurt dintre arcadele cu câte 5 ochiuri de lanț. Acum voi scurta firul. Voi lăsa un pic mai lung pentru că va trebui să îl ascundem. Voi încheia lucrarea. Așa cum vă spuneam, firul va veni ascuns cu acul sau cu croșetul. Eu prefer croșetul. Îi voi da stabilitate în felul acesta, pe măsură ce
Voi coborâ în jos. Vedeți, fac precum mici noduri și acestea vor da siguranță capătului de fir. Acum eu îl voi scurta, la fel cum voi scurta și partea cealaltă, pentru că am lucrat cu firul și l-am ascuns pe o bună porțiune, în felul acesta. Vom întoarce geanta pe față să vedem sacoșa, să vedem ce a ieșit. Ia uitați-vă! Mie îmi place, îmi place pentru că am lucrat-o eu. Acum voi lăsa totul la atitudinea dumneavoastră, bineînțeles, în momentul în care vom pune în interior ceva, ea se va așeza așa cum trebuie și următorul pas va fi să coasem mânerele. Și aici avem două posibilități. Fie le coasem în felul acesta și o vom purta această sacoșă exact ca pe o sacoșă în felul acesta, fie le vom pune în acest mod și pentru doamnele care doresc să o poarte pe umăr, bineînțeles, așa cum vă spuneam, aceste părți vor trebui să fie mai lungi. Eu le voi coase așa, pentru că mie așa îmi place. Sper. Așa, în felul acesta. Dumneavoastră le veți coase așa cum doriți. Îmi pregătesc acul cu ață. Am pregătit acul cu ață, acul pentru cusut lână. M-am răzgândit. Le voi coase în felul acesta. Să fiți atente să puneți marginile dantelate exact cum trebuie, să nu le puneți invers. Deci să nu fie una într-o direcție și una în cealaltă. Iar acum vom coase aceste două părți, le vom atașa una de cealaltă. Încet, cu atenție. Și vom da un pic de siguranță firului, după cum vedeți. Sper să se vadă la cameră. Le voi pune în mod exact. Voi intra un pic mai în față. Și voi începe să atașez cele două părți, una de cealaltă. În felul acesta vom proceda și cu celelalte două părți ale mânerului, ale baierilor, ale cum doriți să le numiți dumneavoastră, cum se numesc în regiunile dumneavoastră. Eu de multe ori folosesc regionalisme, cuvinte care vin din acea parte a României de unde provin eu, din Moldova, de ce uneori sunt apostrofată, pentru că am folosit cuvântul mestec în loc de amestec, în sfârșit. Așa este, nu se poate să nu fii și criticat. În momentul în care ești în spatele unei camere, de foarte multe ori ești concentrat mai mult pe lucrul pe care îl faci pentru a explica cât mai corect ceea ce este de făcut și uneori nu ești atent la cuvintele pe care le spui pentru a nu fi din regiunea de unde provii, a nu fi în dialect să le numim așa. Deci am ajuns și aici, am cusut această parte împreună cu dumneavoastră,
partea cealaltă o vom coase singure, vom întări firul în modul în care să dăm siguranță acestei părți a lucrării și apoi ne vom întâlni să continuăm. Deci vom coase singure cea de-a doua parte. Aici voi întări din nou, voi da un pic de siguranță acestui fir, după care vom coase singure. Iar noi ne întâlnim pentru a definitiva acest proiect. Am cusut cele două părți ale mânerelor, ale băierilor. Mie îmi place foarte mult modul în care se prezintă această sacoșă, însă trebuie să o finalizăm. Va trebui ca și pe această parte a mânerelor să facem aceeași danteluță care am lucrat-o aici. Pentru aceasta, din nou, cu croșetul, am făcut un prim ochi de lanț. Voi intra în corespondența primului spațiu de aici, care reprezintă cele trei ochiuri de lanț sau piciorușul dublu. Voi intra și voi începe să lucrez în același mod, ținând în același timp și firul pe spate. Și voi lucra exact ca și partea cealaltă, un picioruș scurt, un picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu și un picioruș dublu redus. Deci în felul acesta noi vom lucra pe margini, apoi mă deplasez către următorul spațiu, ținând întotdeauna cont și de firul pe care trebuie să îl ascundem. Și am lucrat piciorușul scurt, piciorușul dublu, picioruș dublu redus, după care mă voi îndrepta către următorul spațiu, ținând cont de firul pe care îl ascundem, piciorușul scurt, piciorușul dublu. Sper că se vede ceea ce fac, piciorușul dublu redus. Bineînțeles, la un moment dat, uitați-vă danteluța, la un moment dat acest capăt de fir îl vom abandona, vom continua în felul acesta până la capătul rândului, iar noi ne vom întâlni când totul va fi gata. Deci nu este nevoie să explicăm mai multe, este foarte simplu. Și astfel vom finaliza sacoșa Emilia, pe care eu am lucrat-o cu foarte mare drag. Și așa cum ați văzut, am făcut în modul de a o personaliza pentru a nu crea un copyright, pentru a nu avea probleme cu un alt canal de YouTube care posibil să aibă tutorial. Și am venit cu o noutate în felul acesta, iar noi, așa cum spuneam, ne vom întâlni după ce am finalizat danteluța de o parte și de cealaltă a genții, a sacoșei. Astfel vă voi prezenta lucrarea finalizată, deci nu este nimic greu. Vom lucra singure. Am terminat de lucrat danteluța pe ambele părți. Acum voi ascunde capătul de fir în modul acesta. Și cu aceasta am încheiat și această lucrare. Eu sper să vă placă. Am văzut după vizualizări că v-a atras această idee. Trebuia să fac și partea finală, deși doamnele care lucrează deja știau cum se poate încheia.
Le-am ascuns aici capătul de fir, iar acum îl voi întări puțin și voi scurta și acest capăt. În felul acesta am făcut ultimii pași pentru finalizarea acestui proiect, care pe mine m-a încântat foarte mult, deși mi-a dat un pic bătăi de cap, dorind să personalizez, așa cum v-am spus, și să lucrez după o fotografie. Nu este chiar foarte ușor. Am încheiat, deci, lucrarea noastră. Așa se prezintă sacoșa. Eu sper foarte mult să vă placă. Eu o voi lăsa simplă în felul acesta. Dacă doriți, puteți să-i puneți ceva aici, dar eu consider că ar fi prea încărcată. În speranța că v-a plăcut acest proiect, în speranța că comentariile dumneavoastră vor fi la fel de frumoase ca cele pe care le-am primit până acum. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc. Ne vom întâlni cu noi proiecte. Sunt Tatiana și vă salut. La revedere!